Excelențele voastre, dragi prieteni, dragi colegi, jurnaliști și toți cei care ne urmăriți acum, bună ziua, bine ați venit și vă mulțumim că ne sunteți alături. Eu sunt Valentina Ursu și voi modera evenimentul de astăzi, care face parte dintr-un șir de discuții publice care se focusează pe promovarea rezilienței demografice a țării noastre și, îndeosebi, vom căuta soluțiile care se impun pentru a depăși provocările cu care ne confruntăm. De unde începe reziliența demografică? Reziliența demografică începe cu familii puternice, cu tineri și vârstnici deopotrivă care se implică. Implicați, ziceam, și cei tineri și cei vârstnici și se bazează pe datele fiabile despre populație. Seria de dezbateri publice face parte din programul regional de reziliență demografică pe care Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Populație îl lansează în Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Femeile și bărbații uneori mai întâmpină dificultăți în a avea atâția copii cât și-ar dori. Și nu rare ori auzim că familiile ar vrea poate doi și chiar mai mulți copii, dar realitățile sunt de altă natură și îi face să se oprească poate doar la o singură odraslă. Este o provocare la nivel demografic, dar și o oportunitate pentru noi toți de a înțelege de ce se întâmplă acest lucru. Tocmai de aceea vorbim astăzi despre un aspect foarte important în această verigă, și anume condițiile necesare pentru mame și tați și nevoia lor de a combina viața de familie cu jobul. Nu e ușor, dar nu este și imposibil. Și acest lucru reprezintă chiar un factor determinant în hotărârea de a avea sau a nu avea mai mulți copii. Vom vorbi despre rolul sectorului privat, îndeoseb despre rolul sectorului privat în promovarea politicilor familiale sensibile la gen și implicarea bărbaților în munca de îngrijire neplătită a copilului. Asemenea, politici au deja un impact demografic major, deoarece susțin bărbații și femeile, cuplurile să aibă numărul dorit de copii. De fapt, îngrijirea copilului nu trebuie să cadă exclusiv pe seama mamei, asta pot să spun și eu și din propria experiență. Prezența și implicarea tatălui este foarte importantă când este vorba despre cum trebuie să fie educația în familie. Și acum vreau să precizez că această dezbatere este organizată în ajunul Zilei Internaționale a Familiei, marcată în fiecare an la 15 mai, și tocmai este o ocazie bună pentru a promova valori precum egalitatea în familie, împărțirea sarcinilor casnicilor, empatia și respectul reciproc. Toate acestea creează armonie în familie. Ce să spun, dragi prieteni, evenimentul de astăzi este găzduit de Fondul ONU pentru Populație și am onoarea acum să o invit cu un mesaj de salut pe doamna Nighina Abasada, reprezentantă rezidentă UNFPA Moldova, Agenția ONU, ce promovează drepturile omului și oportunitățile fiecare persoane de-a lungul întregii vieți, de la planificarea familială, comportamentele fără risc în adolescență și tinerețe și până la îmbătrânirea sănătoasă și, de ce nu, chiar și frumoasă. Excelență, vă oferim cuvântul. Thank you very much, Valentina. Vă mulțumesc foarte mult, Valentina. Stimați colegi, stimați parteneri, domnul Vasile Pușcă, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Țăbărnă, directorul CNAS, doamnelor și domnilor, din numele UNFPA, Fondul pentru Populația Națiunilor Unite în Moldova, mă bucur să vă salut, am onoarea să vă salut la acest eveniment important care este organizat în ajunul Zilei Internaționale a Familiei. Astăzi și în fiecare zi, UNFPA recunoaște
o familie ca o unitate de bază a unei societăți. Și noi cunoaștem că familiile sunt mai puternice și mai sănătoase când toți membrii familiei, indiferent de vârstă, pot să contribuie pe deplin fără violență și fără discriminare. Cu regret, noi suntem încă departe de a atinge nivelul suprem de egalitate și cum să asigurăm că atât femeile și bărbații ajung să-și realizeze visurile, cum își exercită calitatea de părinte, rolul de părinte într-un mod eficient și cum să asigure egalitatea între femei și bărbați. Și eu voi începe cu reflexiile unui coleg de-al meu și el asta mi-a zis când l-am întrebat ce lucruri sunt importante pentru și ce ține minte din familie. Și el zice că el își amintește cum tatăl lui a învățat să conducă, să meargă pe bicicletă. L-a adus acasă și l-a cumpărat, l-a adus acasă și m-a învățat. Și a zis că a fost extraordinar. Era unul din acele momente frumoase cu tatăl meu care mi-au rămas în suflet permanent. Și acum aveam fiice și împreună cu soția noastră avem așa un vis să facem ca fetele să fie fericite și de succes în viață. Le citim, de exemplu, înainte de somn și le ajutăm cu temele de acasă și cred că această narațiune explică de ce ne-am adunat astăzi aici și de ce ne-am asumat angajamentul să facem toate eforturile astea pentru un viitor mai bun, să facem comunitățile mai bune în care trăim și în care muncim. Deseori, stereotipurile împiedică bărbații să se implice mai mult în activitățile casnice, de îngrijire, fie cu copiii, fie cu părinții sau cu alți membri ai familiei care au anumite necesități speciale. Astăzi vorbim despre o nouă generație de politici sociale care sunt sensibile la necesitățile familiilor. Pandemia COVID în perioada aceasta s-a bazat foarte mult toate aceste activități pe femei, da? Și mai mult, totuși, în contextul populației care îmbătrânește în Moldova și un sistem de sprijin care este uneori defectuos, femeile sunt acelea care oferă grijă, atât pentru persoanele în etate, au grijă de unul sau mai mulți copii mici și totodată încearcă să combine munca plătită și se angajează la muncă și încearcă să facă și o carieră. Toate rolurile astea combinate au un efect negativ asupra stării emoționale, sănătății și, de asemenea, femeile de vârstă medie sunt cele mai afectate și cele mai stresate de această dilemă. Toți acest factor contribuie la scăderea ratei fertilității în țară și cunoaștem din studiul generațiilor efectuat de UNFPA, femeile își doresc 2 sau chiar 3 copii, dar la un moment fertilitatea ajunge la nivel 1,5-1,7 maxim. Și de fapt semnal există că există anumite lucruri în societate că femeile nu pot să-și materializeze intențiile de fertilitate. Femeile sunt forțate să facă parte din această generație și să combine roluri de îngrijitoare și în același timp încearcă să-și realizeze și visurile legate de carieră și educație. Mai este mult, trebuie mai multe de făcut în ceea ce ține de politici, stigmatizare, chiar dacă ne-am uitat totuși la lucrurile astea din punct de vedere optimist, toate oportunitățile extraordinare pe care le avem la moment. Deci am început intervenția mea cu această poveste despre un tată bun. Am făcut-o pentru că în politici se recunoaște rolul și responsabilitățile bărbaților în egalitatea între femei și bărbați și cum realizarea acestor roluri are un impact atât a femeilor cât și a bărbaților, asupra bărbaților. Și pentru că la moment cumva politicile formulează rolul bărbatului ca cel care aduce, care întreține cumva familia. Mai mult totuși, câți bărbați ați văzut
în clinici de sănătate reproductivă și planificarea familiei. De fapt, nu prea mult și acest lucru reprezintă oportunitate pierdută a punctului de pornire de implicare a bărbaților. Și astfel, ulterior, se asigură și egalitatea între femei și bărbați. Și este un moment emoționant, deci că când apare o nouă viață și trebuie să folosim acest lucru pentru a consolida egalitatea și a construi masculinitatea, pentru că bărbatul ar putea să fie un aliat foarte bun. Totodată, ei nu trebuie să fie motivați prin frică, rușine sau vină, da? Dar mai degrabă printr-o schimbare pe termen lung pozitivă. Deja vedem din ce în ce mai mulți bărbați care își asumă anumite roluri în gospodărie, casă și astfel, și sectorul privat se implică din ce în ce mai mult în susținerea acestei schimbări. Pentru că sectorul privat este un partener absolut important în catalizarea acestor model. Modificarea modelului de business, operațiunilor zilnice sau comunicare externă sau alte aranjamente mai flexibile pot să aibă efecte. Rezultatul a fost extraordinar. Acesta este o investiție inteligentă pentru familii, afaceri și societăți mai general. Și pe termen lung asigură o reziliență demografică, economică, care transformă aceste aspecte demografice în oportunități. Iată de ce UNFPA împreună cu Agenția de Dezvoltare Austriacă și cu sectorul privat și cu guvernul din Balcanii de Vest și Republica Moldova dorește să schimbe normele sociale, să extindă opțiunile pentru femei și prin aprobarea anumitor politici cu referire la familie. Astăzi, pentru prima dată avem mai mulți parteneri. Avem Panelino, Infidesco și alte companii moldovenești în cadrul acestui proiect și bineînțeles că vor participa și multe alte companii și vreau să mulțumesc pe fiecare dintre ele pentru că au dorit să-și asume riscuri și să inoveze. De asemenea, aș vrea să apreciez parteneriatul nostru cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și cu Ambasada Austriei și Suediei. Vom avea cuvinte de deschidere din partea ambasadoarelor Austriei și Suediei și astfel vom afla și vom vedea mai multe exemple despre integrarea și politicile sensibile la necesitățile familiilor. Respectiv, noi putem să le dezvoltăm în continuare. Mai sunt recunoscătoare și Volvo Cars, care sunt alături de noi și, de asemenea, eu mă bucur că ei vor prezenta încă un model de practică bună. Vreau să închei prin a face concluzia următoare. Pentru mine personal, pentru UNFPA în special, cel mai esențial element în discuția noastră de astăzi este puterea alegerii. Pentru că privilegiul de a putea să faci o alegere, să fie disponibilă această opțiune pentru bărbați, femei, pentru fete, băieți. Haideți să ne uităm la aceste lucruri din această perspectivă. Deci, libera alegere este oferită tuturor în mod egal în toată societatea. Asta ar trebui să fie ideea cheie și vreau să vă salut încă o dată și eu sunt sigură că noi vom învăța foarte mult într-un dialog foarte interesant și vom pleca de aici cu speranțe mai mari și cu planuri mai mari. Mulțumesc și o zi a familiei frumoasă! Da, reprezentanta rezidentă UNFPA. Este cert că UNFPA a devenit un partener cheie pentru Guvernul Republicii Moldova în abordarea problemelor demografice din perspectiva drepturilor omului și a egalității de gen și aș vrea acum să-i ofer cuvântul domnului Vasile Cușca, reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru a afla de la dumnealui mai multe despre contextul politicilor naționale și opțiunile, oportunitățile pe care le oferă cadrul legal, legislația Republicii Moldova în susținerea feticilor. Bună ziua! Mulțumesc bună mult, doamna Ursu! Excelență, doamnă reprezentant rezident a Fondului ONU pentru Populație, excelențe, doamne ambasadoare,
stimați colegi și parteneri, permiteți-mi în primul rând să vă salut din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și să mulțumesc Fondului ONU pentru Populație, ambasadelor Austriei și Suediei pentru organizarea evenimentului de astăzi, cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Familiei, precum și pentru susținerea financiară și implementarea mai multor proiecte pe parcursul anilor, care vin în sprijinul și susținerea familiilor din Republica Moldova. Ziua Internațională a Familiei este marcată anual și în Republica Moldova și în contextul dat, prin dispoziția Guvernului, este aprobat un plan de acțiuni pentru organizarea și desfășurarea mai multor evenimente. Deja cunoașteți că și în anul curent, prin dispoziția Guvernului, a fost aprobat un plan de acțiuni și acest eveniment este în contextul șirului de evenimente care demarează în contextul organizării și marcării Zilei Internaționale a Familiei. Obiectivul principal al Zilei Familiei este de a evidenția importanța familiilor în cadrul societății, de a promova valorile majore ale familiei și, respectiv, după cum cunoaștem, familiile sunt nucleul de bază a societății, fiecare ne naștem în familie, iar cel mai important ani petrecem și ne dezvoltăm în căminile noastre familiare. Familia a servit în mod tradițional un mediu de siguranță privată pentru membrii familiei, iar ca rezultat al schimbărilor demografice, legăturile de familie sunt mai puțin stabile și mai incerte, în special rândul familiilor defavorizate. Familia se află în centrul vieții sociale, asigură bunăstarea membrilor ei, educând și socializând copiii, tinerii, dar totodată și având grijă de cei vârstnici, de cei cu dizabilități, cu necesități speciale, și asta este tot important. Din acest considerent, este necesar să ne concentrăm pe măsuri de susținere a familiilor și pe consolidarea relațiilor de familie. Vreau să menționez că prin ajustarea cadrului legislativ național în ultimii ani s-au schimbat mai multe aspecte ce ține de consolidarea relațiilor în familie, relațiilor între generații și vreau să remarc că prin ajustarea cadrului legislativ ne-am propus și s-a realizat asigurarea de șanse între femei și bărbați. Totodată s-au îmbunătățit prevederile ce ține de dreptul la acordarea concediilor de maternitate, concediul parental, concediul paternal și aceste măsuri vin încă o dată să ajute tații și, în general, părinții să aibă relații mai apropiate cu copiilor, să-și asume mai multe responsabilități și, totodată, în contextul situației pandemice, chiar și în anul trecut, în anul 2010, au mai fost modificate și ajustate unele acte legislative prin care a fost oferită posibilitatea de a practica munca la distanță, timpul flexibil de muncă și acest lucru iarăși a fost benefic inclusiv în contextul organizării învățământului online, când părinții erau nevoiți să mai aibă grijă și de copii care învățau în această perioadă online. Totodată vreau să atrag atenția și la programele de asistență socială care beneficiază familiile, în special cei din categorii, familiile din categoriile defavorizate, familiile cu mulți copii. Și aici avem unele exemple prin acordarea
acordare a prestațiilor sociale, cum este ajutorul social, ajutorul pentru perioada rece a anului. Aceste măsuri, inclusiv acordarea sau prestarea serviciilor sociale, ele îmbunătățesc condițiile de trai, bunăstarea familiei și a copiilor și sunt depășite aceste situații de dificultate. Politicile și programele privind siguranța și stabilitatea mediului familial contribuie de asemenea la bunăstarea fizică și emoțională a membrilor familiilor, a copiilor, tinerilor. Mai mult este nevoie încă de lucrat și de ajustat politicile în domeniile social, ocupare în câmpul muncii și chiar cele din domeniul sănătății, pentru că permanent acest lucru, noi vedem că permanent este necesar de intervenit, de îmbunătățit aceste lucruri, pentru ca și familiile, părinții, copiii, alte categorii de cetățeni să simtă într-adevăr suportul și susținerea statului. Noi, ca minister responsabil de politici în domeniul social, muncă și sănătate, permanent intervenim prin majorarea, indexarea diferitor prestații sociale, dezvoltarea și prestarea diferitor servicii sociale, îmbunătățirea legislației muncii, după cum am menționat, și toate aceste aspecte sunt în contextul susținerii familiei. Dar în continuare mai este nevoie respectiv de atenție, suport și implementarea în practică a acestor politici. Inclusiv este importantă și experiența internațională la capitolul dat și astăzi, după cum a menționat și doamna Nighina Bazada, vom avea posibilitatea să cunoaștem experiența internațională a sectorului privat, inclusiv și experiența unor angajatori, companii care sunt din țara noastră și acest lucru este important ca ulterior să-l replicăm și altor angajatori la nivel național, deoarece, după cum s-a menționat, încă există reticențe, stereotipuri în societate și acest lucru și asupra acestor aspecte trebuie de lucrat. În final, aș vrea să menționez că pentru consolidarea relațiilor familiare sunt necesare măsuri de susținere a familiilor, respectiv și de eforturi comune din partea statului, din partea angajatorilor, din partea societății civile, a partenerilor, a donatorilor. Mulțumesc încă o dată organizatorilor evenimentului, vă doresc sănătate, succes și mulțumim pentru ceea ce faceți pentru consolidarea și fortificarea instituției familiei. Mulțumesc foarte mult și în scurt timp eu cred că o să mă conectez la un alt eveniment, îmi cer scuze, dar colega mea, doamna Crețu, va rămâne în continuare la acest eveniment. Domnul Pușca, doar o întrebare o am, dacă aveți posibilitatea să ne răspundeți. Vorbim foarte mult despre aceste stereotipuri care se încetățenise în societatea noastră. Se depășesc ele ușor? Aveți o statistică cumva cam câți tați au dorit totuși să aibă grijă mai îndeaproape de copiilor, beneficiind de ceea ce le oferă statul? Noi am avut în perioada anterioară în jurul la vreo 4.000 de tați care au dorit și au beneficiat de aceste concedii paternale sau sunt și multe cazuri când tații își iau și concediu de îngrijire a copilului. Adică dacă să ne uităm în dinamică, din an la an putem spune că crește numărul acestora pentru că pe de o parte a fost poate pentru noi o noutate când s-a modificat, ajustat legislația. Știți cum, într-adevăr, din cauza stereotipurilor, din cauza, eu știu, lipsii experienței pozitive la capitolul dat, mulți poate nu au știut care sunt beneficiile și efectele pozitive. Este că și astăzi mai sunt foarte mulți care nu cunosc întru totul ceea ce prevede legislația. Corect, de aceea și am spus că este important ca și cu eforturi comune, adică atât noi ca autorități publice centrale, autorități publice locale, societatea civilă,
mediul academic, jurnaliștii, partenerii de dezvoltare, ca să mediatizăm și să, chiar și evenimentul de astăzi este un lucru foarte benefic pentru că este online, mulți pot să ne urmărească, pot să se informeze despre ceea ce avem la nivel național, despre perspectivele care le pentru viitor și inclusiv, după cum spuneam, și experiența internațională pentru care vom cunoaște astăzi. Deci e important ca să, după cum ziceam, să o replicăm și altor angajatori, altor agenți economici, atât din sectorul public, cât și sectorul privat, pentru a combate aceste stereotipuri, cum ați spus și dumneavoastră. Mulțumim tare, tare mult pentru această intervenție, succes pe viitor și să sperăm că totuși lucrurile se vor schimba în bine și în Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, aș vrea să precizez că această discuție de astăzi are loc în cadrul proiectului Mai multe oportunități prin politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova, un proiect care este finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de UNFPA, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Familiei, dar și Camera de Comerț și Industriei. Austria este un partener foarte important pentru Republica Moldova și o promotoare a egalității de gen. De aceea, alături de noi, este și excelența sa, ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, cu un mesaj de salut și o invităm să intervină pe doamna Stella Valone. Austria is a champion of gender equality. This is one of our guiding principles within the framework of Austrian Development Cooperation and also in our joint Austria is a champion of Austria is a champion of gender equality. This is one of our guiding principles within the framework of Austrian Development Cooperation and also in our joint programs with the Republic of Moldova. We are a key partner of UNFPA here in the Republic of Moldova as well as at the regional level, and together with UNFPA we try to further expand choices for both women and men to better combine family life and their professional activities. This is also part of our regional strategy of face parte și din programul Agenției de Cooperare cu Balcanii de Vest și regiunea Dunării, cu accent special pe crearea locurilor de muncă și consolidarea instituțională. În calitate de partener cheie a UNFPA, noi încercăm să implementăm programul, să extindem opțiunile, politicile sensibile la gen în sectorul privat în Balcanii de Vest și în Republica Moldova, unde încercăm să susținem bărbații și femeile ca ei să poată să-și realizeze aspirațiile în legătură cu familia, fertilitatea și cariera și activitatea profesională. Întreprinderile private sunt cheie în implementarea acestor politici. În cazul în care întreprinderile private sunt în avangardă, atunci guvernele vor urma și vor implementa De exemplu, Ministerul nostru Federal de Sănătate, Afaceri Federale, Asistență și din Austria a arătat foarte clar că anumite aspecte care se întâmplă la nivel superior. De exemplu, dacă la nivel superior se promovează conceptul de concediu parental pentru femei, dar și pentru bărbați, bărbații angajați dezvoltă anumite atitudini și trebuie să aibă și posibilitățile necesare și pentru concediu parental. Noi, austrieci, încercăm să susținem UNFPA la acest nivel, încercăm să dezvoltăm în continuare
so that when politicile sensibile la familie, astfel încât femeile, bărbații și copiii să poată să combine viața de familie profesională în cele trei țări, Albania, Kosovo și Moldova. Și partenerul, unul din partenerii cheie, sectorul privat, de asemenea, este implicat pentru a susține statul ca să dezvolte astfel de politici, ca să susțină toate aceste eforturi. Doresc tuturor discuții fructuoase și eu sunt sigură că vom continua în continuare pe această cale. Mulțumesc și la revedere! Mulțumim foarte mult, doamne ambasadoare a Austriei în Republica Moldova. Și o altă țară, Suedia, este exemplu la capitolul egalitate de gen și concediu de paternitate. Eu mi-amintesc exemplu unui vestit artist suedez care a pozat vreo 25 de bărbați împreună cu copiii lor, iar acel album a făcut în conjurul Europei și a surprins foarte, foarte multă lume. Și acum mă bucur să o salut alături de noi pe șefa misiunii diplomatice, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, excelența sa, doamna Anna Liberi. Dear organizers, dear partners, dragi organizatori, dragi parteneri, colegi și participanți, îmi pare foarte bine să am această oportunitate de a fi aici împreună cu voi la această zi internațională a familiei, în special este un eveniment care vorbește despre evenimentul despre rolul sectorului privat. În Suedia, noi credem că pentru ca o țară să prospereze și pentru ca o populație să trăiască bine, are nevoie de egalitate de gen. Egalitatea între bărbați și femei este considerată a fi o normă constituțională fundamentală și un clar obiectiv de politici. Scopul politicilor noastre din Suedia este ca bărbați și femeile să aibă aceleași oportunități, drepturi și responsabilități în toate domeniile de vieții. Și noi știm de experiență că egalitatea de gen este la bază economice și o chestie mai durabilă din partidul Suediei, deci un sistem care promovează aceste lucruri este un foarte important. Deci norme de gen mai echitabile și politici de familie bune sunt foarte importante pentru a abilita femeile și bărbații pentru a-și echilibra lucrul și viața personală. Noi avem mai multe inițiative pentru a reduce conflictele între muncă și viața personală prin a participa faptul bărbații lucrează acasă. Deci un exemplu este concediul de paternitate care încurajează bărbații să stea acasă cu copiilor și sunt foarte multe beneficii pentru ei și în Suedia noi vedem mai mulți tați care se bucură de avantajele acestui sistem. Deci asta înseamnă că copiii pot beneficia de faptul că au de ambii părinți. Deci creează legături mai bune între ambii părinți și contribuie la cariera și dezvoltarea economică a femeii. Asta înseamnă pensii mai bune și salarii mai bune. De asemenea, vedem că acest concediu de paternitate sporește aprecierea și înțelegerea vieții de familie. Sectorul privat are un rol foarte important în promovarea implicării bărbaților în toate sferele vieții. Și exemplul este de la Volvo, care demonstrează progresul realizat de Suedia și este foarte important să vorbim despre el. Deci sunt încântată că astăzi Volvo Cars ne va vorbi despre experiența lor în promovarea acestor politici responsabile pentru a crea această legătură între la nivel de familie. Și astăzi vom auzi istoria celor de la Volvo. De asemenea, putem să auzim de la ei despre care sunt beneficiile pentru sectorul privat și care oferă acest concediu de paternitate și care reduce diferențele de gen. Ambasada Suediei din Moldova este activă de mai mulți ani, oferind oportunități pentru a explora rolul bărbaților în egalitate de gen. Și unul din voi vă aduceți aminte de legătura dintre Suedia și Moldova, unde se vorbea despre modul în care bărbații vorbeau despre rolul lor în familie și arată efectele pozitive și acela sistem de asigurare generos. Și haideți să continuăm să explorăm aceste lucruri împreună. Pentru de astăzi o să ne oferă o oportunitate pentru a vedea cum sectorul privat poate beneficia de urma egalității de gen și eu sper că toți o să găsiți suficient de inspirat, o să vă inspirați atât la nivel național cât și
internațional, când e vorba despre aceste politici responsabile de gen și implicarea bărbaților. Vă doresc tot cele bune cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Sale ambasadoarei Suediei în Republica Moldova, așa cum spunea și dumneiei, evenimentul de astăzi este mai deosebit, deoarece avem o șansă unică de a auzi experiența companiei Volvo Cars din Suedia, chiar de la reprezentanții acestei companii. Probabil acesta și este un avantaj pentru evenimentele online, pentru că ne putem conecta cu diferite țări și învăța diferite experiențe, chiar și de la distanță. Caterina Matson și Anet Praetorius, din cadrul corporației Volvo Cars din Suedia, sunt alături de noi pentru a ne povesti despre o inițiativă recentă a acestei companii, prin care oferă concediu de îngrijire a copiilor plătit. În acest fel, patronii speră ca tații, care reprezintă, din câte am înțeles, 75% din angajații companiei, să petreacă mai mult timp cu copiii în primele luni de la naștere. Care este motivația companiei de a face acest lucru și ce avantaj are businessul? Vom afla acum de la aceste două doamne cu care încercăm să stabilim legătura. Bună ziua! Good morning. Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru că ne invitați la acest important și foarte bun eveniment. Ne pare foarte bine să împărtășim cu voi atât programul nostru al Volvo Cars, se numește Family Bond sau legături de familie, și noi învățăm și noi de la el, avem lecții recente învățate de la el. Dacă ați putea să ne puneți prezentarea pe ecran. Vrem să mergem prin ea. Sunt Catherine Matson, sunt responsabilă la nivel global de componenta de cultură, diversitate și incluziune în Volvo Cars. Dacă mai faceți încă două clicuri pe această pagină, să vedeți numele noastre, mersi frumos. Deci e vorba despre concediul paternal și concediul de paternitate. Acesta este un proiect foarte important pentru mine deja de câțiva ani. Și sunt foarte, foarte mândră că noi am reușit în cele de urmă ca să facem aceasta o inițiativă globală. Noi am început în 2019 când am lansat un pilot în un departament de-al nostru, unde avem 22 de companii de vânzări și am învățat foarte multe din această experiență. Și după aceasta noi am început să ne gândim dacă ar putea fi posibil să acoperim întreaga companie. La nivel global, avem operațiuni în tot globul, în America, în China, în Asia, în Pacific și, evident, în Europa. Dar doar în septembrie a anului trecut, 2020, când noi am reușit să avem decizia de la managementul nostru pentru care ne-a dat undă verde, de fapt, și am numit un lider global al acestui proiect și ea este colega mea, Anet Praetorius. Anet, dacă ai putea să te prezinți, înainte să mergem mai departe. Bună ziua tuturor și mersi frumos că m-ați invitat. Da, sunt Anet Praetorius și eu am fost liderul proiectului global al acestui proiect Family Bond la Volvo Cars. Deci decizia a fost luată în septembrie 2020 și evident cu o echipă de proiect dedicată și cu managementul executiv care a susținut și care a de fapt, a dat și exemplul în acest sens. Noi am reușit să facem acest proiect în 6 luni și noi l-am lansat în martie, anul curent. Evident că noi vom prezenta această ofertă la nivel global, Family Bond sau legături de familie, dar o să vă spunem de ce. De ce Volvo Cars are nevoie de acest lucru? Și vrem ca cineva să facă click pe prezentare. Deci, da, așa cum a spus ambasadoarea noastră, așa cum v-a menționat dumneiei, Volvo Cars vine din Suedia și în Suedia noi avem o tradiție foarte lungă de a avea
un sistem de suport foarte mare, unde avem oportunitatea atât pentru mame și tați să ia concediu paternal. Deci aceasta înseamnă foarte mult pentru noi în societatea suedeză și pentru noi ca companie Volvo. Dar evident că ceea ce a spus doamna ambasadoare, aceasta a făcut posibil pentru femei și bărbați să facă o carieră și să aibă și o familie în același timp și de asemenea să aibă un progres bun de carieră și un echilibru bun între muncă și familie. Dar acest lucru nu se întâmplă în multe alte țări din lume. Și evident că, așa cum a spus dumneavoastră anterior, deci încă mai există o mare stigmatizare când vine vorba despre tați care iau concediu de paternitate. Sunt foarte multe obstacole pe care bărbații care se ciocnesc. Adică, de exemplu, faptul că ei nu vor putea să aibă oportunități de carieră și ce va spune familia lor, cum va reacționa familia lor și așa mai departe. Evident că noi, ca întreprindere, am vrea să fim parte la această schimbare, ca noi să ducem această schimbare pe mai departe. Și noi ne-am uitat la foarte multe cercetări și știm că acesta este și cazul. Noi știm că în multe țări încă nu există posibilitate pentru ca tații să ia concediu de paternitate sau să li se compenseze salariul lor pentru acest concediu. Pentru noi, și noi de fapt vedem că vrem să fim parte din această schimbare și făcând acest lucru, vom da exemplu pentru alte companii și țări vor urma exemplul acesta și vor avea oferte mai bune pentru membrii societăților, când vine vorba despre concediu de paternitate și faptul că poate ambii părinți pot să o ia. Poți să-l ia acest concediu. Deci, iată de ce am vrut noi să facem acest lucru și ce putem să facem noi la nivel de companie. Anet, dumneavoastră, puteți să ne spuneți care a fost oferta noastră de la Volvo și de ce am vrut să o facem. Dar vă rog, următorul slide. Înainte ca să vă povestesc despre ofertă, compania Volvo are un istoric foarte mare de siguranță și faptul că punem accent pe oameni. Este vorba despre faptul că oamenii se poate să circule în mod sigur și durabil, dar cultura noastră este una bazată pe scop. Deci noi, pentru noi, oamenii sunt centru. Și când ne uităm la de ce este atât de important pentru noi. Dar, într-adevăr, această legătură de familie este cu mult mai mult decât o nouă politică de concediu de paternitate. Deci este, de fapt, ține de cultura noastră și de valorile noastre. Și atunci când noi integrăm aceste valori, de a avea un personal inclusiv și divers, noi vom avea cea mai bună inovație, noi vom crește performanța și aceasta, evident că va fortifica afacerea noastră. Deci nu este vorba doar de faptul că noi începem acest lucru, dar noi atragem și angajăm cele mai bune talente și aceasta va fortifica brandul nostru și noi știm, marca noastră, și noi știm că consumatorii vor cumpăra produse de la companii ale căror valori sunt importante pentru ei. Și aceasta este și parteneriatul nostru cu ei. Iată de ce noi facem acest lucru. Și dacă mai facem încă un click, o să ne uităm la oferta ca atare. Ce oferim noi? Deci, ce puteți vedea aici este, aceasta se bazează pe angajamentul nostru pentru rolul egale de a fi părinți, pentru ambii părinți. Deci este baza la ceea ce facem noi. Ceea ce oferim noi sunt 24 de săptămâni de concediu parental achitat la 80% din salariul de bază. Și aceasta se aplică tuturor angajaților noștri. Adică dacă ambii părinți sunt angajați la Volvo, ambii părinți pot folosi această schemă și să aibă 24 de săptămâni fiecare de concediu paternal. Atunci când am lansat acest lucru, noi am folosit... Deci vedeți că noi spunem că este opțional pentru ei, folosind acest cuvânt. Noi arătăm că noi vrem ca voi... Deci noi doar oferim, dar noi vrem ca voi să luați acest concediu. Și acesta este angajamentul nostru față de angajații noștri și activitățile noastre la companie. Aceasta se aplică
tuturor angajaților permanenți la nivel global, dar trebuie să fi fost angajat cu noi pe parcursul unui an sau mai mult. Deci este neutru la gen, se aplică tuturor, dacă este vorba despre același cuplu sau dacă ați voiazat nașterea copilului sau este un copil adoptat sau este un copil care este în, adoptat. Deci aceasta este foarte important pentru noi la compania Volvo. Deci noi, deci jos este scris că noi știm că în unele țări sau regiuni în care noi lucrăm, cuplurile de același sex sau adopția este ilegală. Și evident că noi respectăm legislația fiecarei țări. Deci noi nu avem limite de vârstă sau stare civilă și concediul poate fi luat pe cursul a 3 ani, deci de când este născut copilul. Aceasta este oferta noastră pentru angajații noștri și pentru la nivel global. Dacă mai facem încă un click, ar putea fi interesant să vedeți cum a fost primit această ofertă. Iată, aici sunt câteva citate din partea, câteva voci din pilotul nostru. Și pilotul nostru a fost baza a de ce noi am mers la nivel global. După cum vedeți, bărbații, femeile, familiile și ele vin din țări unde, de fapt, concediul paternal și concediul de paternitate nu este unul foarte mare oferit de stat. Nu este unul generos. Aici mă opresc și o să vă spun cum a reacționat lumea la oferta noastră și o să vă dau cuvântul dumneavoastră, Catarina, și vă rog să faceți click pe următorul slide. Mulțumesc frumos, Anet. Uitați-vă, vreau să menționez de asemenea că printre angajații noștri în operațiunea noastră la nivel global, noi am înțeles că aproximativ 45% din angajați care au luat concediu paternal au fost tați. Și pentru noi aceasta este un semn foarte bun și o lecție foarte bună pentru toți noi. Noi vedem că, de fapt, tații, de asemenea, au văzut și au luat această oportunitate de a lua concediu de paternitate. Dar, cum a spus Anet, atunci când am lansat această schemă, Family Bond, la compania Volvo, în martie anul acesta, am văzut un interes foarte mare și pozitiv la nivel global. În mass media și, de asemenea, în alte domenii și pe platformele sociale. Și noi, deci, atât media de business, media de automobile, de asemenea, și alte... deci, și vedeți aici, sunt și ziare din America care vorbesc despre noi, care sunt și pe noi ne văd ca pe o companie progresivă și o companie care, de fapt, duce mai departe această ofertă și care oferă acele oportunități ambelor părinți. Și am văzut și niște reacții inițiale, evident, din partea angajaților noștri și angajații noștri care acum încep să depună cereri pentru această schemă și ne pare foarte bine că vedem atât tați cât și mame care solicită să ia acest concediu paternal. Chiar în China, care de fapt este un lucru foarte, foarte pozitiv pentru noi la nivel de companie. Primele reacții din partea lumii au fost foarte pozitive și mi pare foarte bine. În același timp, aceasta înseamnă că noi îi provocăm pe alții să urmeze acest exemplu. Dacă mergeți la următorul slide, vă rog. What has started now? Ceea ce a început acum, evident că este parcursul nostru cultural la nivel global. Aceasta nu se schimbă peste noapte și deja am spus acest lucru. Noi trebuie să vorbim despre asta și noi trebuie să informăm despre avantaje și despre posibilități. Și în acest sens, noi avem nevoie de un angajament puternic și să stabilim tonul și să arătăm, nu doar vorbim, dar și acționăm și că suntem serioși în acest sens și că acesta este modul nostru de a descrie cultura și valorile noastre. Așadar, noi știm că avem un parcurs, un drum în fața noastră
înainte ca această ofertă să fie folosită la nivel global. Și dacă mai facem un click pentru ultimul slide înainte de a încheia această prezentare, noi spunem așa că, și de fapt acest lucru a fost spus și despre ambasadorul nostru, noi credem că diversitatea este o realitate și incluziunea este o alegere. Și oferind tuturor angajaților noștri aceleși oportunități de a lua concediu paternal, noi sperăm că am făcut un impact mare și un progres mare când vine vorba despre a avea o balanță de gen, deci un echilibru de gen mai bun și o diversitate mai bună. Aștept să spuse, mersi frumos din partea mea și a lui Anet, că ne-ați invitat să discutăm acest subiect important, acest eveniment și rămânem în așteptare să audim alți prezentatori de astăzi. Mersi mult! Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult că am reușit să aflăm din această prețioasă experiență din Suedia. Poate peste ani va fi valabilă și pentru Republica Moldova dacă anumiți agenții economici vor găsi de cuviință să împrumute din acest frumos obicei și experiență din Suedia. Ziceam că cele mai recente date din statistica cu care operează experții arătau că povara pandemiei a fost resimțită mai mult de femei decât de bărbați, chiar și invitații de astăzi au abordat acest subiect. Statisticile arată că fiecare a treia femeie chestionată spune că a optat pentru munca la distanță din cauza regimului special în care activează multe grădinițe și instituții școlare. Cum au răspuns la această situație companiile locale? Vom afla în continuare de la reprezentanții de la Premier Energy și Orange Moldova. Menționez că Premier Energy Distribution este una dintre cele 5 companii care au acceptat să semneze un acord de colaborare cu UNFPA privind dezvoltarea politicilor prietenoase familiei la locul de muncă. Mai mult ca atât, din luna mai, consumatorul de energie electrică, consumatorii pot observa pe versoul facturii un mesaj cu îndemnul pentru tați să-și ia concediu paternal pentru a petrece mai mult timp alături de familie. O să vedem dacă e așa sau nu și o să ne spună domnul Iurie Hăruță ce alte politici prietenoase familiei are compania la care activează, astfel încât angajații să poată cumula armonios viața de familie cu activitățile cotidiene de la locul de muncă. Îl salutăm și pe domnul Iurie Hăruță. Onorată asistență, bună ziua! În primul rând, aș vrea să aduc mulțumiri UNFPA pentru faptul că compania noastră Premier Energy a fost selectată printre cele 5 companii să participe în cadrul proiectului dedicat promovării politicilor prietenoase familiei la locul de muncă. Vreau să spun că în cadrul întreprinderii noastre Premier Energy acordăm o atenție deosebită dezvoltării continuă a angajaților și favorizarea echilibrului dintre viața personală și cea profesională. Compania dispune de politici interne și în același timp, bineînțeles, respectă legislația în vigoare în domeniul muncii și a protecției sociale, prin care își manifestă angajamentul clar asumat față de angajați, care presupune respectarea principiilor de echitate, egalitatea șanselor, non-discriminare și menținerea unui dialog permanent cu angajații. Dar dați să vorbim cu careva exemple concrete. Deci, din numărul total de angajați, noi la întreprindere avem undeva peste 700 de angajați, deci 27% din acest număr o reprezintă femei. Și în același timp, 34% dintre managerii de top sunt femei. Adică, da, și mai este încă și chiar și pozițiile de middle management. 32% sunt ocupate de femei.
Adică ținând cont de specificul în care noi activăm, e domeniul energetic, unde preponderent, bine, așa cum activitatea noastră în teren, preponderent, activitățile presupun prezența bărbaților, eu cred că sunt niște indicatori destul de buni și demonstrează angajamentul întreprinderii pentru oferirea șanselor egale pentru femei și bărbați, punându-se accentul pe profesionalism, nediscriminare la recrutare și dezvoltare și retribuire egală pentru o muncă egală. Aș vrea să spun că în cadrul întreprinderii sunt adoptate mai multe politici prietenoase și anume. Ziua de vineri, ultima zi a săptămânii lucrătoare, este zi cu regim redus. Se lucrează până la orele 14. Vreau să vă spun că faptul acesta parcă n-ar fi el așa de, nu știu, relevant, dar chiar din experiența mea personală, cu timpul s-a dat pe gust, vă spun sincer, știți? Când tu la orele două deja ai posibilitatea să te dedici familiei. Adică aici mai n-ar fi deja că am avea trei zile de weekend în loc de două zile de odihnă care sunt stabilite prin legislație. Domnul Haruța, ne auziți? Da. Da, vreau să vă întreb totuși, cum influențează politicile astea prietenoase familiei despre care vorbiți business-ul? Uitați-vă, eu n-am să descoper ceva nou. Este cert faptul că menținerea echilibrului între viața personală și activitatea profesională este foarte importantă, dat fiind faptul că aceasta determină motivația și satisfacția angajaților față de condițiile, regimul, mediul de lucru. Și obiectivele de afaceri stabilite de companie au șanse să fie îndeplinite numai atunci când întreprinderea dispune de angajați mulțumiți. Când angajații sunt mulțumiți, sunt mai eficienți. Apare satisfacția la locul de muncă. Se creează echipe puternici și productive și trebuie să recunoaștem, să reducem rotația cadrelor. Deci promovarea unor politici prietenoase familiei va determina indiscutabil creșterea performanței a angajaților și prin urmare aceasta influențează direct succesul afacerii. Eu aș vrea să comentez un exemplu din sau o particularitate a întreprinderii noastre. Cum am mai cunoașteți foarte bine, activăm în domeniul energetic. Specialiști în domeniul energetic, gata pentru a se încadra în câmpul muncii, nu pregătește nicio instituție. Chiar dacă noi avem universități tehnice, avem centre de excelență, însă luând în considerație specificul și caracterul, că în principiu caracterul activității prezintă un pericol pentru viața angajaților, muncitorii cei, adică operatorii care lucrează în instalații electrice, necesită o pregătire îndelungată. Dacă e să vorbim de un montor a brigăzii operative de intervenție, cel puțin o jumătate de an, el trebuie pregătit. Pentru că el se poate, independent după aceasta și în condiții sigure, ce este important, să activeze în instalațiile electrice. Sau dacă e să vorbim de un dispatcher, aceștia în general undeva vreo aproape un an de zile necesită de pregătirea. Și normal că întreprinderea investește și odată ce investim în pregătirea acestora, noi suntem cointeresați ca acești angajați să rămână să activeze în cadrul întreprinderii. Dar când ei o să rămână să lucreze în cadrul întreprinderii? Atunci când la întreprindere vor fi politici prietenoase, familiei.
respectiv businessul de aici, afacerea întreprinderii, va avea numai de câștigat. Aveți tătici care solicită concediu pentru a sta să îngrijească copiii? Normal că avem. Deci a fost, sincer vă spun, de la început când a apărut chestia asta sau conceptul ăsta de concediu pentru tătici, mi-a părut, nu știu cum așa, nu știu, nu vreau să-i spun eu chiar că... Mai neobișnuit. Neobișnuită, da? Și ce vreau să vă spun, că pe parcursul anilor 20-21, 16 angajați tătici au beneficiat de concediu paternal. V-ați fi vrut când erați tineri să aveți și dumneavoastră o asemenea experiență? Nu mai vorbim. Cum mai sunteți așa tineri? Așa ceva. În timpurile cele. Normal că ar fi vrut. Mai ales, nu știu, suntem toți cu familii, cu bine, eu mai vârstă, care sunt mai tineri, să fie sănătoși cu toții. Dar știm foarte bine cât de dulci sunt copiii cei atunci la vârsta aceea fragedă. Și cât de mult noi cu toții am dorit să fim alături și de dânșii, dar și de soțiile noastre, fiindcă ele, sarmanele, au trecut, mai ales imediat după naștere, prin, știm noi, prin ce au trecut și în afară de bucurie, lor este și un stres pentru dânșii. Și e clar lucru că necesită un suport din partea noastră. Dar în primul rând câștigă și copiii, pentru că atunci când sunt educați de mamă și de tată, totuși e altfel se construiește această armonie per total în familie. Absolut de acord. Mulțumim tare, tare mult pentru această intervenție și Orange Moldova este un alt partener important care de asemenea a semnat acordul de colaborare sus menționat și o avem alături de noi pe Elvira Neamțu, directoare a Departamentului Resurse Umane. Bună ziua, mulțumim mult că sunteți și dumneavoastră împreună cu noi, doamna Elvira Neamțu. Vrem să aflăm de la dumneavoastră care a fost motivația companiei de a avea politici prietenoase familiei la locul de muncă și poate ulterior ne spuneți și care sunt beneficiile despre care trebuie să povestiți și altora. Bună ziua tuturor! Îmi face o deosebită plăcere să fiu în cadrul acestui eveniment speaker. Am auzit atâtea lucruri frumoase, deci făcute în exteriorul țării, da? Deci în Suedia, Suedia care știm noi că este un etalon în politicile prietenoase familiei și încadrarea femeilor la orice etapă a vieții în activitate, da? Și la fel și Austria, care ne deschide niște oportunități, probabil că pentru ca să preluăm și noi experiențele din aceste țări, dar și experiența companiilor locale. De exemplu, noi nu avem așa practică cu mare premieră energie și ne-ar place și nouă să împrumutăm. Voi povesti în primul rând despre motivația noastră. Ce să zic, pe noi ne motivează oamenii noștri, da? Deci noi vrem să răsplătim angajații Orange nu doar pentru munca pe care o fac, deci nu doar prin salarii pentru munca pe care o fac, pentru pasiunea cu care lucrează ei la Orange. Deci pe lângă salarii vrem să fim și alături de ei la diferite evenimente familiale și să le aducem un suport, un sprijin în a avea aceste evenimente. De exemplu, avem suport material pentru căsătoria angajaților, pentru nașterea primului și celui de-al doilea și mai mulți copii. Suntem în suport către angajați și atunci când au evenimente mai triste. Avem și suport material pentru fiecare copil din Orange, lunar, da? Deci fiecare copil din Orange lunar primește un suport material până la vârsta de 18 ani. Familiile care au 3 și mai mulți copii, pentru fiecare copil acordăm și asigurare medicală privată. Și apropo, ne bucură că deci cu timpul, da, deci aceste beneficii au fost introduse mai mulți ani în urmă și cu timpul vedem o evoluție foarte frumoasă. Deci noi putem să spunem că Orange contribuie la
contribuie pozitiv la demografia țării noastre. Atunci când am introdus aceste beneficii, mai special pentru familiile cu 3 și mai mulți copii, aveam cam, cred că, până la 10 familii care aveau 3 și mai mulți copii. Acum avem peste 50 de angajați care au 3 și mai mulți copii. Deci asta înseamnă că beneficiile pe care le aducem noi, dar și atmosfera și cultura corporativă din Orange este benefică pentru copii și pentru familie și pentru crearea de familie și mărirea familiei. Un alt beneficiu pe care aș vrea să-l prezint astăzi de asemenea este creditul ipotecar. Deci el a fost introdus mai mulți ani în urmă, în 2007, cred, și scopul lui era să facem accesibile creditele ipotecare pentru angajații noștri. Și noi am contractat cu două bănci, deci avem contracte cu două bănci, care acordă acest credit ipotecar pentru procurarea unui apartament sau unei case la condiții mult mai avantajoase decât condițiile de piață. Și acest beneficiu este foarte popular atât printre cei care au familii deja, dar și printre angajații care doresc să-și întemeieze o familie. Da? Cererile lor, așa și scriu, doresc să-mi întemeieze o familie și vreau să iau un apartament pentru ca să stau aparte, nu cu mama, tata și iată. Deci, astea sunt beneficiile oarecum materiale, da? Dar avem și beneficii nemateriale care au fost solicitate de către angajați și noi am răspuns solicitărilor chiar înainte de pandemie. Deci noi deja aveam așa numit flex hours, deci posibilitatea să schimbi un pic programul decât cel standard. Evident că pentru acele funcții în care era posibil așa ceva. Și în plus aveam posibilitatea să lucrăm de acasă deja până la pandemie. Asta ne-a ajutat să fim foarte rapizi în a ne adapta la condițiile din pandemie, pentru a muta aproape toată compania acolo unde era posibil să lucreze de acasă. Da? Deci am ajutat oamenii să aibă un anturaj sigur, da? Pentru a-i feri de acest riscul de a contacta boala. Și până acum noi cumva mergem pe doleanțele angajaților, da? Nu-i forțăm să vină la serviciu atunci când iau posibilitatea să lucreze de acasă, știind că ei se confruntă inclusiv cu situațiile că au copii mici, nu au cu cine lăsa grădinițele dacă nu lucrează, deci e dificil să găsești o altă soluție și atunci acest lucru de acasă e un răspuns al companiei pentru necesitățile pe care le au angajații noștri la ziua de astăzi. Mulțumim tare mult pentru această informație. Vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că totuși colectivul e unul relativ tânăr, putem să spunem, dacă aveți tătici care au solicitat să stea acasă și să îngrijească copilul? Da, probabil că nu atât cât ne-am dorit noi, dar cred eu că, nu știu, așa sper eu că la Orange nu este atât motivul stigmatizarea, da? Probabil că noi, fiind parte dintr-o companie internațională, suntem un pic mai, câteodată avem deschidere și la alte feluri de culturi și suntem mai îndrăzneți în a aborda unele lucruri. Am avut 44 de angajați, bărbați, care au solicitat concediu paternal. Noi avem două companii, deci este Orange Moldova și Orange Systems. Orange Systems fiind parte a IT parcului, cu un regim fiscal mai special. Deci acolo, în Orange Systems, evident că sunt mai puțini bărbați care și au luat un concediu paternal, fiindcă este un alt fel de achitare de către stat acestui concediu. Dar deci, angajații pot să-și ia concediu obișnuit pentru a sta alături de familie atunci când sunt evenimentele astea atât de unice, când se naște un copil și e bine să fie și mama și tata alături de acest copilaș.
Dar cum se pare impactul acestor politici, totuși îi reține acasă pe cei tineri să nu ia calea pribegiei, să nu rămână Republica Moldova fără tineri specialiști? Ne dorim să credem așa, deci, deși înțelegem că eforturile noastre sunt foarte importante, da, în a reține oamenii acasă și cred că suntem una din companiile în care rotația nu este atât de mare, dar rotația cadrelor, totuși suntem parte a Republicii Moldova și atunci și la noi se regăsește acest motiv de plecare din țară, care urmărește nu doar situații financiare, dar și de altă natură. Dar eu sunt optimistă și cred că vor reveni, da? Deci ei nu cred că se duc pe totdeauna și vor reveni. Oricum, noi facem ceea ce ne stă în puterile noastre pentru a opri deci acest fenomen. Pe de altă parte, eu cred că pandemia ne deschide alte oportunități. Da? Noi acum ne gândim la a oferi posibilitatea de a lucra de peste, de oriunde. Da? Deci, clar că aici va fi nevoie și de un cadru legal care să ne ajute în a implementa astfel de soluții. Dar pandemia ne-a arătat că putem fi eficienți ne venind la oficiu. Deci, dacă lucrăm de acasă, casa ar putea fi eventual și într-o altă țară. Da? Și atunci am putea să fim mai liberi, fără frontiere, da? Să deschidem frontierele care sunt nu doar în cap, dar și cele reale. Mulțumim tare, tare mult pentru această intervenție, succes și pe viitor și am vrea să aflăm cât mai multe vești bune, că totuși se reușește și în Republica Moldova să-i motiveze în primul rând pe tineri să rămână aici acasă. Mulțumim pentru această luare de cuvânt. Concediu de paternitate. Concediul de paternitate a fost introdus în legislația națională nu chiar de mult, acum vreo 5 ani, prin 2016. Acesta oferă posibilitatea taților să-și ia concediu pentru o perioadă de 2 săptămâni în primele 56 de zile de la nașterea copilului. O salutăm acum pe doamna Elena Țăbârnă. Bună ziua! Bine ați ajuns și dumneavoastră la evenimentul nostru. Elena Țăbârnă este directoarea general la Casei Naționale de Asigurări Sociale. Care este situația la moment? Cum se prezintă? A crescut numărul taților care beneficiază de indemnizații pentru familii cu copii pe parcursul acestei perioade de timp și care sunt tendințele? Cum descrieți? Cum conturați tabloul la zi? Bună ziua, onorată asistență, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație de a participa la acest eveniment și vreau să vă spun că pe parcursul anilor domeniul de acordare a prestațiilor indemnizațiilor familiilor copii a suferit modificări și nu atât pe partea legislativă cât și pe proces de solicitare și de acordare a indemnizațiilor familiilor copii. Și acești factori au influențat în primul rând pentru sporirea numărului persoanelor care solicită acest drept. Și dacă în anul 2015 indemnizația familiilor copii și în special indemnizația pentru creșterea copilului până la 3 ani a fost solicitat de circa 94% mame și doar de 5% erau tați, atunci și conform datelor statistici la finele anului 2020, ponderea s-a modificat. Respectiv 84% avem mame care solicită dreptul la indemnizația de creștere a copilor până la 3 ani și doar 15% sunt tații. Vedem o creștere a numărului de tați care solicită acest tip de indemnizație, dar referitor la indemnizația paternală, după cum ați spus dumneavoastră, doamna Ursu, este o indemnizație relativ nouă și care este implementată începând cu noiembrie 2016. Tații copiilor nou născuți au dreptul la indemnizația paternală care se acordă pe durata concediului paternal, care este de 14 zile calendaristice. Mai nou, începând cu 1 ianuarie anul curent, de această indemnizație pot beneficia și tații din domeniul liber profesioniștilor din sectorul justiției,
dar menționez că aceștia nu necesită dovada de a prezenta anume concediu paternal. Aceste categorii se acordă această indemnizație fără a avea un ordin de acordare a concediului paternal. În Moldova, în 2019, de această indemnizație paternală au beneficiat circa 3940 de tați. Sau dacă să raportăm la numărul copiilor nou-născuți, atunci revine câte 12 tați la 100 de copii nou-născuți. În 2020 această cifră este în creștere și avem 4269 de indemnizații paternale acordate. Iar raportați la 100 copii nou-născuți sunt doar 14 tați. De ce spun doar 14 tați? Pentru că comparativ cu media țărilor membri ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, aici avem un indicator de 55 de tați raportați la 100 copii nou-născuți și pentru Moldova acest indicator este destul de mic. Cu toate acestea, avem o creștere a numărului de tați care solicită anume indemnizația paternală. Dar totuși, ați spus și dumneavoastră, numărul rămâne a fi încă unul modest, unul mic. Care ar fi motivele pentru care tații nu se grăbesc să solicite aceste garanții? Ar putea să fie inclusiv și necunoașterea acestui cadru legal, necunoașterea acestor prevederi? Sau stereotipurile? Sigur că da, poate fi și acesta o cauză pentru care tații nu cunosc și nu solicită, dar de îndată ce Direcția Resurse Umane al companiilor îi informează și îi acordă concediu paternal, ei deja știu că au dreptul la o indemnizație paternală. Încă o dată vreau să reiterez faptul că concediul paternal și indemnizația paternală se acordă în primele 56 de zile de la data nașterii copilului. Este un termen care este reglementat prin legislație. Poate ar fi bine ca el să fie majorat, dar oricum... Cât ați propune? Până unde să fie majorat? În experiența personală, eu aș propune până la un an. Exact. Ticu are dreptul să ar avea dreptul sau ar fi bine să aibă dreptul să solicite acest concediu paternal și respectiv și indemnizația paternală până la 12 luni de la nașterea copilului, să-și aleagă el perioada împreună cu soția când totuși este mai bine sau mai convenabil să-și ia acest concediu paternal și să nu fie strict reglementat de o anumită perioadă. Consider eu cam relativ mică, de 56 de zile. O altă cauză ar fi activitatea informală a persoanelor. Pentru că pentru a beneficia de această indemnizație paternală avem nevoie de un stadiu de cotizare care este de 3 ani sau, dacă nu există acest stadiu, este nevoie de cel puțin 9 luni din 24 de luni până la nașterea copilului. Și totodată mai este nevoie și de 3 luni până la nașterea copilului să fie declarat un venit asigurat. Ce este venit asigurat? Cred că deja toți cunosc. Este salariul din care angajatorul achită contribuții de asigurări sociale. Vă întrebam și despre stereotipuri. Credeți că ele încă mai joacă testa pentru unii care gândesc altfel decât o gândire modernă? Sigur că da. Există gândirea aceasta că doar femeia sau doar mama este obligată să aibă grijă de copil până la o anumită vârstă. În cazul nostru este până la 3 ani și tata poate mai puțin se implică în activitatea copilului. Dar familiile mai tinere deja obțin o altă educație și această gândire un pic se schimbă. Și asta noi vedem din solicitările pe care le obținem de acordare indemnizației de la contingentul de tați cu anumită vârstă care o au. O altă, dacă îmi permiteți, mai exista încă o cauză care noi ne-am gândit să o soluționăm. Aceasta depinde de modalitatea de solicitare a dreptului.
Pentru că, ținând cont că cu toții suntem ocupați și deplasarea la ghișeele caselor teritoriale necesită timp, da? Să obții o permisiune de angajator, să-ți iei liber o oră, două, ca să depui solicitarea către casa teritorială, noi am decis să dezvoltăm o altă modalitate de a depunere cererii, este cererea electronică, care poate fi accesată de pe pagina oficială a Casei Naționale sau mai nou de pe portalul M-Cabinet. Este un portal care a fost elaborat de Agenția de Guvernare Electronică și nu doar indemnizația paternală poate fi solicitată prin e-cerere, dar și toate tipurile de indemnizații conexe, indemnizațiilor familiilor copii, pot fi solicitate prin e-cerere. Link-ul, bannerul se află pe pagina oficială a Casei Naționale. Mulțumim foarte, foarte mult, doamna Elena Țibârnă, și sperăm să ne mai întâlnim, să ne mai spuneți și alte vești plăcute. Poate chiar s-ar cere și o campanie mai amplă de informare ca să cunoască toți ce prevede legislația națională. Am aflat ce spune legislația, ce situație se prezintă în companii, să vedem ce spun tații. Vorbim și cu tăticii care și-au luat concediu paternal pentru a avea grijă de copilașii lor. Iată că și tata poate să vadă cum doarme, cum respiră, cum mănâncă, cum se labisește piciu, cum poate fi descrisă această experiență. Aflăm de la domnul Nicolae Coadă, este cu noi, care am înțeles că de mai multe luni este inginer electrician la Premier Energy. Da, bună ziua! Bună ziua! Doamna Ursu, mersi! Să ne povestiți din această experiență pe care cred că o să o descrieți foarte frumoasă. Da, în primul rând aș vrea să mulțumesc pentru a putea intervine acest eveniment. Aș vrea să salut toți participanții. Și la fel pe cei toți care ne privesc, cred că e un eveniment de bun augur pentru a împărtăși cu experiența care personal am avut-o, de a beneficia de concediu propriu zis de paternitate. Cum ați aflat? Am aflat, hai să spunem așa, în cadrul întreprinderii de la alți colegi care înaintea mea au beneficiat de acest concediu. V-ați sfătuit cu nevasta atunci când ați luat această decizie? Era o decizie, spunem așa, deja asumată și clar că o să beneficiem de acest concediu. Doar trebuia stabilit, spunem așa, în perioada de celor 56 de zile, când anume. Deja fiecare diferit decide în primele zile, ulterior sau după caz. Sunteți tata a doi copii, înțeleg. Da, sunt tata a doi copii. Personal consider că implicarea ambilor părinți este absolut prioritară în creșterea și dezvoltarea lor cât mai durabilă și cât mai corectă, hai să spunem așa. Ar fi un model să vadă implicarea ambilor părinți, un model bun de familie, părerea mea. Și, dar sunt momente când vă este frică de greutăți sau nu prea? Vă descurcați în toate situațiile? Păi nu, nu am absolut niciun impediment în a face careva, nu știu, treburi chiar ale casei, adică vorbesc de același gătit. Alte chestii și tot așa de îngrijirea bebelușului, pentru că înțelegem sacrificiile mamilor care le fac. Vorbim de carieră, de sănătate, prin așa, după naștere, spunem așa. Și au nevoie de un suport, în primul rând, emoțional, pentru a-și reveni după, spunem așa, acest eveniment, după această sarcină, iar suportul unui tată e foarte binevenit și cred că trebuie cât mai multă
încurajat și cât mai mult tații să se implice în acest suport, adică acordat pentru soție. Dar cum ați încurajat pe un tată care nu ar vrea să aibă grijă de copilul lui? Păi, adică ar alege jobul în defavoarea educației sau, mă rog, mai puțin să acorde atenție educației copiilor în familie? Timpul, probabil că o să, acest aport sau această implicare a tatălui o să dea roade, deoarece la prima etapă copilul e mic și nu înțelege toate aspectele, dar oricum în viziunea sa, în prezența sa zilnică, da, oricum e simțită. Și pe viitor copilul doar are de câștigat, pentru că știi că se poate baza întotdeauna nu doar pe mama, care e practic 24 de ore lângă el, dar și pe tata, da? Pentru a vorbi, pentru a discuta, a analiza anumite probleme care ulterior pot să apară. Și devine o relație mai liberă, mai deschisă între copil, între tată și fiu și fiică, contează. Ar fi, oricum, e un beneficiu, nu știu, și eu bucuros că am posibilitatea de a fi aproape și cât mai des, mai ales perioada pandemiei, spunem așa, că întreprinderea a încurajat foarte mult lucrurile la distanță și practic de mai mult de un an, adică îmi fac lucrurile la distanță și doar gândul ăsta, nu știu, motivează soția sau e un pic mai liniștită, da? Doar de prezența zilnică, să spunem așa, în casă. Dacă nu ați avea un job, ați pune pe cântar totuși ce cântărește mai mult o întreprindere unde se oferă această posibilitate și o altă întreprindere unde nu tocmai se ia în calcul acest lucru? Cred că da. Aș opta pentru, nu știu, cred că o întreprindere care susține și îndeamnă relația asta să fie una cât mai bună între familie și sau să combine acest regim de lucru cumva pentru a fi mai loiali și mai deschiși la anumite solicitări din partea familiilor sau a taților care au nevoie de careva timp care să-l dedice sau o anumită zi să fie mai aproape. Mulțumim tare mult pentru că ați avut și dumneavoastră posibilitatea și noi am avut posibilitatea să vă ascultăm, dumneavoastră ați avut posibilitatea să ne vorbiți despre această experiență frumoasă. Mai avem încă pe cineva prezent la acest eveniment, e vorba despre chiar colegul meu, Nicolae Micu Gușan, jurnalist la Radio Europa Liberă și tatăl unei fetițe de un anișor. Nicu, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Ce te-a motivat pe tine să beneficiezi de concediu paternal și cum e să fii tată pe timp de pandemie, când mulți sunt nevoiți să reducă vizitele rudelor și nu doar? Bun, pentru noi a fost o provocare nașterea și creșterea unui copil, în continuare este. Pandemia, mai ales că fetița mea s-a născut exact când pandemia în Republica Moldova lua amploare. Asta a cumva îngreunat lucrurile, pentru că, așa cum se obișnuiește, vizitele bunicilor uneori pot ajuta o proaspătă familie, iar noi a trebuit să ne izolăm complet de toată lumea. Acest concediu de 2 săptămâni care se oferă taților la nașterea copilului a fost o oportunitate foarte bună pentru mine de a rămâne alături de soția și copilul meu. În primul rând am reușit să ne protejăm mai bine, dar în al doilea rând am reușit să preiau eu toate treburile casnice asupra mea, astfel încât soția să nu trebuiască să se ocupe ea de toate lucrurile. Da? Dar ce ai făcut concret? Păi, în primul rând, trebuia să și gătitul și cumpărăturile trebuia să le fac eu, pentru că în condiții de pandemie riscul era și mai mare dacă ieșeam ambii părinții la cumpărături inclusiv.
De aceea, cele două săptămâni de concediu paternal au fost, pot să spun, un ajutor enorm pentru mine. Eu am fost și mai norocos că angajatorul a fost deschis și mi-a oferit și concediu ăsta obișnuit anual pe care îl avem noi. Așa am putut să prelungesc perioada în care am stat acasă. Doamna Țăpârnă zicea că totuși ar fi nevoie de un an de zile. Tu de acum, da, de experiență, ce ne poți spune? Absolut de acord, pentru că în primele zile, dar și primul an e foarte complicat pentru o familie tânără, mai ales când e primul copil. Și bun, a fost și condițiile de pandemie, când noi doi părinții tineri nu știam ce trebuie să facem cu acele 4 kg de băți de aur. Da, pentru că a fost primul copil și întotdeauna e mai complicat la primul copil. Dar cred eu că ne-am descurcat, având în vedere că iarăși o să revin la ideea celui concediu, la deschiderea angajatorului, dar nu se întâmplă asta în cazul tuturor familiilor. Consider în continuare că în Republica Moldova eu sunt un caz fericit, iar asemenea cazuri sunt în minoritate, dacă să ne gândim ce se întâmplă în toată Republica. Chiar printre rudele mele, un tătic, șeful unui tătic, da, i-a zis că prima zi când s-a născut copilul, i-a zis că bun, poți să lipsești astăzi de la muncă, dar a sunat mai mult ca o favoare decât și îmi dau seama că în Republica Moldova în continuare e o provocare, nu doar pentru tineri părinți, și pentru angajatori. Cred că aceste politici trebuie promovate inclusiv printre angajatori. Cazurile auzite astăzi aici, Premier Energy, Orange și alte companii mari, iarăși sunt companii cu resurse care își permit, sunt companii internaționale care sunt mai deschise la astfel de politici, ceea ce nu se întâmplă, din păcate, în rândurile întreprinderilor mici, mijlocii din Republica. Iată, eu nu știu ce se întâmplă dacă doamna Țăbârnă are o statistică în mediul rural. Haide că în orașe, în municipii, acolo unde totuși se transmite mai ușor de la o persoană la alta, se află mai repede, probabil în mediul rural situația e și mult mai dramatică la acest capitol. Da, există o statistică, în general 73% din tătici din mediul urban, preponderent în municipiul Chișinău, Bălți, dar, doamna Ursu, să nu uităm, încă o dată, factorul principal este că trebuie să activezi formal. Trebuie să ai o activitate cu un venit declarat din care se achită contribuții, ori acest factor este mai evidențiat în mediul urban, în municipiile mari din Republica Moldova. Și doar din acest considerent ne putem declara că numărul taților care solicită acest drept preponderent este în municipiile din Republică. Timpul ne presează. Mulțumim, Nicu, mulțumim doamnei Elena Țăbârnă încă o dată și pentru această intervenție. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei discuții. După cum am auzit, am văzut din exemplele prezentate, atât la nivel național cât și la nivel internațional, există soluții care să ofere mai multe oportunități familiilor pentru ca părinții să poată îmbina armonios viața profesională cu cea personală, pentru ca tații să se implice mai mult în activități de îngrijire a copiilor și astfel să asigurăm un echilibru de gen în familie, dar și o precondiție pentru reziliența demografică care începe cu familii puternice. Am spus-o asta de mai multe ori astăzi. În numele UNFPA Moldova, încurajăm tăticii să beneficieze de toate pârghiile puse la dispoziție de legislația națională și de angajatori și vă invit să împărtășiți cu noi istorioarele personale sau pe ale rudelor, apropiaților, prietenilor care au beneficiat de programe flexibile la locul de muncă sau de concedii paternale și de îngrijire a copiilor. Le puteți transmite pe pagina de Facebook a UNFPA Moldova. Exemplele bune merită promovate pe larg. Anunțăm că începând de astăzi, UNFPA lansează o campanie de promovare a concediului paternal. Cei care vor deveni mame și tați în acest an și în 2022 vor fi informați despre oportunitatea unui concediu paternal, iar
toate oficiile Casei Naționale de Asigurări Sociale vor informa mamele și tații despre cum își pot lua un concediu paternal. Am avut această promisiune și de la doamna Elena Țibârnă. Mai mult ca atât, așa cum s-a menționat, peste 900.000 de gospodării care vor primi factură în luna mai vor primi și informații despre concediu paternal. Vă încurajăm să promovați exemplele personale de implicare a taților în creșterea copilului folosind hashtag-ul Mai multe oportunități, familii puternice și reziliență demografică. Mulțumim tuturor pentru discuții și pentru că ne-ați urmărit și vă urăm o zi frumoasă. Ne vedem în următoarea dezbatere publică din cadrul Programului Regional de Reziliență Demografică și vă îndemnăm să sărbătoriți mâine Ziua Familiei într-o ambianță frumoasă și armonioasă. Toate bune și pe curând!